găsit, doamnelor și domnilor! Sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Mii de oameni din Republica Moldova muncesc fără contract și carte de muncă, fără poliță de asigurare medicală și fără a beneficia de facilitățile sociale oferite de stat. Pentru unii cetățeni, munca la negru reprezintă doar un venit adițional care nu este impozitat. În schimb, pentru alții, aceasta este singura șansă de a câștiga un ban. Totuși, în ambele cazuri, bugetul de stat ratează venituri de miliarde de lei anual. Munca la negru în Republica Moldova afectează o parte importantă din totalul populației, care prestează activități și generează efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și bugetului asigurărilor de sănătate. Cu toate acestea, în ultimii ani, acest fenomen capătă dimensiuni alarmante. Potrivit experților, principalele cauze care determină amploarea acestui fenomen țin de sistem, care constrânge atât agenții economici cât și persoanele fizice să aleagă ocuparea informală. În alte cazuri, dimpotrivă, nu se reglementează destul anumite domenii, ceea ce creează oportunități de evaziune. În anul 2013, peste 340.000 de persoane au avut un loc de muncă ilegal, iar numărul total al angajaților care au ridicat salariul în plic a crescut simțitor și a ajuns la peste 600.000. Potrivit datelor Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, bugetul public național a fost prejudiciat cu 5,3 miliarde de lei doar în anul 2012. Care este totuși cauza unei ocupări informale atât de mari în Republica Moldova și cum luptăm cu acest flagel? Încercăm să aflăm împreună cu invitații mei de astăzi, care sunt Igor Ciloci, director adjunct Inspecția Muncii. Bun găsit! Bună seara! Vladislav Kaminski, șeful Direcției Relații Interne și Externe a Confederației Naționale a Patronatelor. Bună seara! Nicolae Surucianu, secretarul confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor. Bună seara. Din partea Clubului de Business, Timpul, sau mai bine zis Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri, directorul executiv Ion Leșan. Bun găsit. Bună seara. Iar alături de mine este directorul de program Expert Group, Alexandru Fala. Bună seara. De ce totuși aleg oamenii să fie remunerați neoficial? Sau mai bine zis, ce determină să facă această alegere? Domnul Ciloci, ce părere aveți dumneavoastră? Deci sunt mai multe circumstanțe care se întrunesc în Republica Moldova de o destul de lungă perioadă, care favorizează, dacă putem să ne exprimăm astfel, practicarea muncii nedeclarate sau cum o numim noi, munca la negru. Deci, în primul rând, aici se regăsesc anumite motive și le-ați invocat aici chiar de la începuturi, că astea sunt... Angajatorul e motivat să practice o astfel de prestație a muncii, fiindcă costul forței de muncă devine ieftin. Salariatul, pe cealaltă parte, e motivat să accepte o astfel de muncă, fiindcă la moment este plătit cu o anumită sumă de bani care nu se impozitează, din care nu se plătesc contribuții de asigurări, nici în medicină, nici în asigurări sociale. Și asta e o motivație de a realiza relația de muncă tocmai în felul ăsta. Domnul Kaminski, dacă vorbim despre nu doar oamenii de afaceri, dar în general angajatorii, de ce aleg ei să presteze sau să creeze condiții pentru angajarea neformală? De fapt, ei sunt impulsionați în această zonă gri a sectorului economic. Sunt impulsionați chiar de cele motive pe care au fost invocate de la bun început. Și aici aș vrea să vă spun că sunt constrângeri în creștere, despre care vorbim, despre care se vorbește tot zi de zi. Reglementările tot apar mai multe și mai sofisticate și vor mai apărea în continuare. Și la bun început, fiecare angajator își dă seama că ar fi mai bine să merge într-o sector gri, fără a-și chibzui forțele, că ulterior riscurile sunt destul de mari pentru angajator. Domnule Șan, și pe dumneavoastră vreau să vă întreb, pentru că reprezentați mediul de afaceri. Cine totuși poartă vina, angajatorul sau poate angajatul care nu este destul de informat în unele situații? Știți, la moment în Republică sunt mai multe probleme. Nu numai angajatorul și
angajatul. Cred că primele sunt condițiile în care angajatorul lucrează, adică businessmanul. Sunt niște restrângeri care ar pune într-o situație pe businessman să efectueze niște operațiuni știind că ele sunt poate și nelegale, dar n-are încotro. În alt caz, te face... Este asta o justificare pentru agenții economici? Nu. De fapt, este o problemă sistemică, cum s-a spus la un început. Este o problemă sistem. Și se întâlnesc cei doi jucători de pe piața forță de muncă. Cât angajați, atât și angajatori. Cât angajați își doresc acest lucru, deoarece prins că un salariu puțin mai, de un nivel mai înalt decât ar primi în condiții legale, și angajatorii, deoarece produsul final pe care îl sau serviciul final este puțin mai ieftin neplătind contribuțiile și toate impozitele dotarate statului. Domnul Sorucianu, ce părere aveți dumneavoastră? Eu, ca reprezentant al salariaților, celor care muncesc legal, ilegal, cu ziua, pe contract individual, pe un termen determinat, fracționat în timpul zilei și mai departe, vreau să spun că ce l-o impune pe salariat? Sărăcie. Dar sărăcia asta este revine din mai mulți factori obiectivi care se întâmplă în Republica Moldova, dar unul este predominant corupția și birocrație. Fiindcă, să luăm chiar instituțiile de stat care au misiunea să supravegheze îndeplinirea, respectarea dreptului omului la o muncă decentă, la un loc, la o muncă legală, la o muncă liberă, ieșind din datele statistice a Inspecției Muncii, și mulțumesc că este reprezentantul Inspecției Muncii, în 2013 au fost depistate la 200 ceva de întreprinderi, 100 ceva de întreprinderi, 200 ceva de salariați. Oameni buni, când este vorba de, cum ați spus dumneavoastră, de miliarde, când sunt sute de întreprinderi și mii de întreprinderi destul de vestite, care practic, deci haideți să dispersăm, este munca la negru, care sunt întreprinderi absolut care n-au de-a facere cu contribuțiile și impozite față de stat, dar sunt instituții, întreprinderi care lucrează așa numit gri. Deci stabilesc, nu îndeplinesc legea Republicii Moldova, 1650 de lei, începând la director și terminând cu dirigătoarea, în restul îl plătesc în plic. Deci asta este o altă, eu știu, năpastă asupra că... ce? De ce? Fiindcă vă spun că mulți stimați patroni au un singur scop, un profit. Un profit de bază, nu un singur. De bază, mersi. Dar ar fi bine, în cultura multor popoare mai stimează și pe cel care muncește și face anumite, deci, protecții sociale și așa mai departe, dar dacă e de bază, ați declarat, e cel mai strașnic moment când eu vreau profit cu orice preț, prin exploatarea omului. Nu, Fala, credeți că este doar vorba de faptul că este profit sau ar trebui să fie intensificate controalele Inspecției Muncii sau poate sistemul le permite să încalce? Dacă aici vorbim în general despre determinanții economiei neobservate, economiei tinebre, economiei informale, sunt diferit termeni utilizat, aici este un moment destul de interesant. Ori în ultimele decenii se încearcă să se determine care sunt motivațiile persoanelor de a se orienta spre segmentul gri al economiei. Din păcate, la moment, noi nu avem un răspuns cert la această întrebare, care sunt motivațiile, însă nu avem un răspuns cert cum prin politici noi putem modifica predispunerea oamenilor de a merge spre componentă, spre anumite scheme gri, și anume din considerentul că de obicei statul aplică măsuri coercitive pentru a determina, pentru a mări conformarea fiscală. Totuși ar fi foarte bine de analizat care sunt anume acești determinanți ai
acestui comportament a oamenilor. Și în cazul Republicii Moldova am putea vorbi despre, cred că mai multe aspecte, dar am menționat două fațete. Este comportamentul oamenilor sau motivațiile. Este dorința de a câștiga și nu a împărți acest venit? Nu. Cred că sunt motivațiile interne ale oamenilor. Vorbim de angajați. Și doi, de ce totuși agenții economici nu recurg la aceste, la aceste scheme? Eu nu știu, depinde cu cine începem, cu angajatorii sau cu... Îi luăm pe rând. Dacă vorbim de angajați, aici ar fi mai multe cauze. Aici sunt o cauză foarte mare. Este faptul dacă angajații consideră că se merită de plătit pensii sau nu. Noi avem anumite date pe intern. De ce spun lucrul ăsta? Deoarece nivelul salariului oficial este direct determinat de pensie. Adică dacă plătești un salariu mai mare oficial, în bătrâneții vei beneficia de o pensie mai mare, spunem în linii generale. În Republica Moldova, circa jumătate din populație consideră că nu se merită de plătit pensii sau nu are un răspuns clar la această întrebare. Adică noi, practic, jumătate din populație, dar 30% din populație consideră că nu merită de plătit pensie. Este vorba că nu au încredere în viitor sau nu au încredere că vor primi aceste pensii. Ei consideră că pensia viitoare va fi una destul de mică. Credibilitatea în sistemul de asigurare socială. Eu cred că aici este credibilitatea acestor sisteme în Republica Moldova. Dacă îmi permite să intervin. Da, vă rog, domnul Ciuci. Deci fenomenul ăsta are o amploare și la nivel global. 40% din economia globală o constituie economia tenebră. Și cifrele astea sau organizații internaționale a muncii și au fost invocate la ultima ședință, la ultima conferință generală a Organizației Internaționale a Muncii. Da, și în rezoluții prioritare au fost stabilite prima direcție în materie de muncă, legalizarea muncii, deci asigurarea unor politici, cum a menționat și domnul expert Fala, prestabilirea unor politici care să demotiveze, să descurajeze acceptarea unei relații de muncă. Dacă vorbiți de politici, există în prezent aceste politici care ar descuraja agenții economici? Noi ne-am urit în care toate cauzele. Deci aceasta, una care ține de credibilitatea în sistem, încrederea în sistemul de pensii, care se referă inclusiv la părerea despre ce pensii sau anticipările privind pensia viitoare este un factor care determină. Asta ar fi una. Aș vrea să intervin, pentru că spuneam că 40% constituie economie neformală. Asta la nivel global. Sunt țări cu sistem de protecție socială destul de avansat, spunem așa. Dar și acolo se atestă fenomenul ăsta. Deci, principala cauză a apariției lui, motivația de a obține niște venituri. Este vorba în ce proporții este acest fenomen? Pentru că dacă este în proporție de 0,1% din produsul intern brut, este ok. Dar dacă este o treime din atunci, produsul intern brut... Atunci haideți să jucăm așa, că Republica Moldova face 40% din economia tenebră de pe glob. Nu cred că nu credeți. Înseamnă că e destul de înalt în diferență. Dați-mi voi să intervin eu. Sunt de acord cu domnul expert, el numește o cauză, dar nu numește consecințe sau pricina de ce oamenii n-au încredere în sistemul nostru de asigurări sociale. De ce? Deci trebuie să fim mai deschiși, fiindcă în momentul când sistemul solidar sau consolidat, că tot se varsă într-un coș, se începe a rupe încolo, încoace și mai departe, când în toată lumea este, deci cu participare și a salariaților, el știe, pentru șomaj este un fond aparte, pentru pensionare este alt fond aparte, pentru incapacitate de muncă altă parte, pentru pierderea urmașilor altă parte, cum este în Franța sau în alte sisteme, deci acum
este o transparență și în gestionarea acestor fonduri nu participă numai statul în frunte cu nu știu cine și formal este un consiliu de administrație care nu este până la urmă egal în reprezentare de pe dintre reprezentanții guvernului, patronatul, sindicatul, așa trebuie să fie, ceea ce se formează împreună din contribuțiilor și a patronilor care au contribuții și a salariat și mai departe și cei care muncesc în sistemul public, statul, deci ei trebuie să gestioneze transparent. Însă să știți, atunci când apar așa, deci sisteme solidare până la urmă și când țara este săracă și când nu se dezvoltă și când adică să fim cinstiți că același fondul asigurării sociale sau bugetul asigurării sociale de stat cu fiecare an se face mai mic și mai mic și mai mic. Eu pun acum o întrebare, bine, mulți pleacă peste hotare, sunt asigurați în altă parte sau nu sunt asigurați de fel cum spune domnul expert, lucrează fiecare pentru dânsul, dar de pildă eu acum muncesc, dar cine va munci pentru mine peste 30-40 de ani? Ce va veni în fondul ăsta de solidaritate? Ce va fi cu forța și piața forței de muncă în Republica Moldova? Dacă astăzi noi să luăm niște măsuri drastice, în primul rând, din nou mă întorc. Sărăcia înseamnă trebuie de diminuat printr-o dezvoltare economică. Dezvoltare economică și fiecare trebuie să aibă o garanție pentru ziua de mâine. Ceea ce nu se întâmplă în țara noastră. Da, sunt mai mulți factori. Instabilitatea politică, instabilitatea economică, instabilitatea, mă rog, cum o numiți, chiar și nu avem hotare încolo. Da, dar mai este un aspect pe care trebuie să-l discutăm, chiar și în emisiunile precedente, spre exemplu din transport, s-a ajuns la concluzia că este mai rentabil să lucrezi neoficial și să plătești anumite penalități decât să fii în legalitate. Aici favorizează legislația fiscală acestea lucruri. Fiscală, da. Presiunea fiscală. Atunci când ești legalizat și nu ai eliberat un tichet, te amendează cu 10, 15, 25, 50 de mii și ulterior, dacă nu ești legalizat, îți pune o amendă de 1000, dacă nu mă știu, sau 2000 de lei și asta e tot. Vă dați seama, calculați care este normal că o să lucrați neoficial și o să achitați acele penalități care vă vin și o să vă iasă mult mai puțin decât ar fi. De ce atunci, până la urmă, sunt stabilite astfel regulile de joc, apare întrebarea. Poate găsi cineva un răspuns? Păi eu găsesc răspuns. Spus politicile. Corupția, protecționismul, pentru că uitați-vă, orice rută de microbuz X, Y, e stăpân cine? Sau protector, cine este? Ori șeful de poliție, ori judecător, ori... Și asta este dovedit. Și că atunci când sindicatele au încercat și au făcut așa o transparență și au spus, uite, într-o zi, a fost așa, într-o zi, uite, haideți să controlăm. A dispărut o liniște totală, fiindcă organele de control, de supraveghere a statului, îndată dau peste cine? Peste colegii lor. Deci, până când legea nu a funcționat în Republica Moldova, indiferent cine ești tu, cum ești, cum de pildă se luptă cu toată, criminalitatea, în toată lumea, indiferent că ești ministru, că ești judecător, că ești, ai încălcat legea, ai dat dovadă că ești corupt, stai la răcoare. La noi, până când este așa, este un protecționism total. Vreau să confirm ceea ce spune domnul Soroceanu. Despre problemele astea s-au cunoscut încă 10 ani în urmă. Ele tot perpetuie dintr-o guvernare într-alta. Ele sunt, ele existau și există. Dar faptul că nu se face nimic, te duce numai o singură concluzie. Cineva se protejează. Domnule Șan, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri Timpul a venit cândva cu o propunere cum ar putea fi modificat cadrul legal fiscal pentru a scoate din umbră mulți agenți economici. Da, cu ce soluții ați venit sau dacă au fost sau nu ascultate acele propuneri? Practic, Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri Timpul intervine cu multe propuneri și prin mediul direct, adică către ministerii ne adresăm, mai ales către Ministerul de Finanțe, către Ministerul de Economie. Nu pot să neg faptul că Ministerul Economiei ajută cu mai multe
adică ne susține pentru dezvoltarea business-ului în Republica Moldova. Are grijă de agenții economici, în oarecare măsură, dar din partea Ministerului de Finanțe, adică și a Inspectoratului Fiscal și a VAMEI, nu sunt acele necesare înțelegeri din partea lor, care ar aduce pe agentul economic singur, binevol, să plătească impozitele, să plătească taxele care sunt stipulate. Din ce motiv? De atâta, fiindcă în lege scrie una, dar se îndeplinește cu totul alta. Fiecare își manifestă puterea lui. Eu am spus că așa trebuie să fie. Dar agentul economic se adresează către fisc și spune, păi scris în lege așa. Care rezultatul? Nu-ți place? Adresează-te în judecată. Crezi că ești drept? Adresează-te în judecată. Adică este o nenormală, un cerc este și este... vorba de o conlucrare neeficientă între toate aceste organe? Cum a spus domnul Vicislav, că agentul economic duce răspundere la fiecare pas. Acolo amendă, acolo penalitate, acolo asta. Dar dacă funcționarul public, să luăm în cazul dat fiscal, încalcă ceva, el nu duce nicio răspundere. Nu este. Pur și simplu ea nu este nicăieri descrisă. Codul contravențional descrie, dar nu se folosește niciodată. Abuzul de putere, prin comportarea lui, dacă a adus prejudicii, da, organizației. O dat faliment întreprinderea. De atât că el a luat documentele, s-au făcut un control inopinat acolo. Se primește așa că el nu duce nicio răspundere. Da, mai multe aflăm după o scurtă pauză. Revenim în câteva clipe. Doamnelor și domnilor, am revenit. Continuăm discuția pe seama ocupării informale în Republica Moldova. Domnule Șan, vorbeați despre constrângerile agenților economici. V-ați referit la cadrul fiscal, care este și el o problemă, da, și permite, oferă. Există multe lacune în legislație care permit agenților, da, să... Dar aici ar trebui niciodată moment. Nivelul fiscalității în Republica Moldova este unul destul de redus. Comparativ în regiune. Cu regiune. Trebuie, când ne referim la fiscalitate, trebuie să ne referim mai mult la proceduri și la aspecte care țin de interacțiune agenților economici cu instituțiile publice, decât la, spune, povara fiscală sau dificultatea de a plăti impozitul. Da, o propunere sau ceea ce... Și, da, vă rog. Și atunci este că agenții economici întotdeauna doresc numai una, mai mici impozite, mai mici taxe. Nu e corect, deoarece oamenii de afaceri au grijă de cadrele. Ne întoarcem la tema munca la negru, adică informală. Totuși, cadrele care vin după instituții superioare, după profesionale, sunt slab pregătite. Și omul, angajatorul, este nevoit să mai facă careva cheltuieli pentru a-l aduce la un nivel care este necesar să, în postul dat, să lucreze. De ce? Businessmanii nu au dorință să scape cadrele bune care vor găsi de lucru după hotare. Tot au grijă, dar nu pot să îi asigure cu toate necesitățile. Cadrele tineri care vin n-au nici casă, nici masă, nici familie. De-ar fi așa o posibilitate de a da în ipotecă un credit ipotecar pentru a procura un apartament, să poată forma familie, să poată simți grija angajatorului, el nu ar pleca de la angajat. Dar, cu părere de rău, nu poți să-i dai tot ce dorește. Vine unul tânăr și spune, da, eu vreau salariu de 500 de euro. Mă scuzați, domnule, dar știți, cunoașteți ceva. Calitatea forței de muncă, păi da, o problemă. Autoritățile își propun să combată salariul plic și munca la negru prin majorarea salariului minim cu peste 50%. Cât credeți că este de eficientă această propunere, dacă ținem cont de faptul că salariul minim este de 1600 de lei lunar? Salariul minim este de 600 de lei.
Depinde în ce sector au luat. Da, este vorba de salariul mediu. Salariul minim garantat pe țară este de 600 de lei. De-abia de la 1 octombrie se presupune de a fi 1000 de lei. În restul, cuantum, da, dar cuantumul minim în diferite ramuri, din economie reală, este diferențial. Da, eu am vorbit despre salariul mediu. Nu, este vorba salariul mediu e altă noțiune. Unități cu autonomie financiară. Asta e 1600. Cuantumul minim garantat în economia reală este de 1650 de lei. Dar până salariul la urmă, este aceasta garantat... o soluție, majorarea salariului minim? Eu vreau să spun că este o soluție. Una din multiplele soluții. Mai ales atunci când persistă munca la gri, cu cât mai mult se ridică salariul minim garantat, care trebuie să fie, la noi este de 20 ceva în raport cu salariul mediu pe țară, când în normele europene, unde noi tindem, normele europene care, spre care tindem, spune, sub pragul sărăcii 40% de salariul mediu pe economie, care sunt sub 40% de la salariul mediu pe economie, sunt sub pragul sărăciei. 60% este salariul minim garantat. De aceea acolo își persistă clasa mijlocie, care 60, depinde la țară, 40, 60, 80%, restul care sunt prea bogați și prea sărați. Dar dacă revenim în Republica Moldova, totuși, ce va schimba această propunere? Se vor majora veniturile bugetare și asta e tot. Deci, nu doar de asta, nu este, asta, deci asta din punct de vedere, asta e o garanție pentru cei care se angajează. E una când îi garantează angajatorul 600 de lei și cu totul alta când îi garantează și e obligat angajatorul să-i plătească cel puțin 1650 de lei. Nu este o diferență. Eu vă rog, este o abordare calitativă. Este o abordare cantitativă, pur și simplu. Absolut. Domnilor, să știți, e și calitativă în același timp. Vorbim de minimul de existență. Vorbim de minimul de existență, ce înseamnă... Care nu mai avem. Domnilor, dacă o să-mi permiteți... Dați-mi voie să finalizez eu. Minim de existență. De fapt, termenul ăsta de minim de existență, el este, la noi mai mult speculat, ce înseamnă minimul care tu poți să existi. Dar mai este costul forței de muncă. Pentru a reproduce forța de muncă, reușind din... lucrezi intelectual sau lucrezi fizic și așa, pe ramuri, deci el trebuie să fie mult mai mult. Dar dacă mai avem în vedere că și Constituția și toate actele internaționale promit așa că nivelul minim de viață, minimul de existență sau coșul minim de consum trebuie să-ți permite ca să întreții și familia și membrii de familie. Asta este o, acum în toată lumea, asta este o lozincă, o diviză și la Organizația Internațională a Muncii și ar spune și a familiilor. Deci, a familiilor. Deci, noi ne-am oprit și n-am obținut încă același minim de existență, care este în jur la 1600-1700 de lei minim de existență. Ce înseamnă asta? Strict pentru a exista, dar pentru că mai plătești impozite, deci, până la pentru urmă, a întreține această copii. Propunere, credeți că va influența cumva cursul dolarului? Nu. Deci, va influența situația, deci eu vă spun că cei mai mari experți, chiar de la FMI, spunea că țara care ține creșterea salariului minim, că se teme de inflație, este în pierdere totul. Noi am fost cel mai mari, cum spuneam, am făcut, eu știu, greșeli, fiindcă am ținut tot timpul salariul minim. Ațineți-mi, era 40, 60, 100 de lei, 400 de lei, 600 de lei. Oameni buni, nu este corect. Tot din prețul pleacă fără noi. Domnul deci, Kaminski, de ce credeți? Prin creșterea puterii de cumpărare a locuitorului, crește și economia. Consumatorii să aibă și a să fie o circulație absolută a mărfurilor. Chiar și la, în politica mondială, da, așa. Că acord, dați voie... Așa. Da, domnul Kaminski, vreau să, pentru că are și dumneavoastră replică, de ce credeți că este totuși o creștere cantitativă și nu calitativă? Deoarece prețurile, de fapt, vor crește iarăși. Și noi vom rămâne acolo unde suntem. Noi nu vom avea acea creștere calitativă, de fapt. Inflația tot una va fi, nimeni nu a negat-o. Acea creștere treptată de an în an, iarăși se va mânca de toate acestea. Și este o ridicare pur, eu nu știu, cantitativă, dați să-i spun așa, fără ca să aibă sub sine o argumentare economică. Eu nu cred că așa o abordare fals. Este ok. Este fals. Până când sursele energetice nu sunt în Moldova, dar depind de altcineva, asta e fals ce spun dumneavoastră. Deci dacă îmi ține
sub pragul sărăciei întreaga populație, dar prețul să crească fără noi și la combustibil, știți? Și speculațiile este că nu sunteți domnul cu noi. Fana, și mai departe. Această propunere va avea surs de vândă? Ea are anumite efecte. Evident, efectele vor fi mai degrabă asupra încasărilor bugetare. Pe de altă parte, efectele asupra mediului de afaceri vor fi unele... Nu, mediul de afaceri, evident, va primi cu, nu va primi cu mare bucurie această modificare. Ori, până la urmă, majorând nivelul salariului pentru mediul de afaceri, acest lucru reprezintă un cost și asta s-ar putea reflecta inclusiv și în, și în prețuri. Majorarea anumitor praguri ale salariilor prin decizii administrative trebuie însuțit cu reforme care susțin mediul de afaceri, care creează condiții pentru dezvoltarea mediului atunci de afaceri. Atunci apare întrebarea, deci, în ce măsură eu trebuie majorat și în ce condiții? Nu, deci, eu ceea ce am vrut să spun, că noi avem, da, noi am vorbit pe de-o parte de, sunt anumite cauze care determină oamenii și sunt anumite cauze care determină mediul de afaceri. Dacă vorbim de mediul de afaceri, aici este într-adevăr acea situație nefavorabilă pentru mediul de afaceri, care favorizează mulți agenți economici să practice astfel de scheme. Părerea noastră, cel puțin pe intern în expert grup, noi considerăm că la moment, dacă tot agenții economici ar activa, spunem așa, la alb, atunci ar rămâne pe piață cei care sunt mai inovativi, care sunt mai competitivi. La moment, în Republica Moldova, sunt anumiți agenți economici. Fiecare sunt favorizați. Fiecare, prin alte metode, utilizează anumite scheme migri. Și prin aceasta își creează anumite avantaje, spunem, competitive. Restul agenților economici, văzând un astfel de comportament, fac două. Fie pe de-o parte să impuși să utilizeze aceleași scheme pentru ca să rămână competitivi cu acea pătură care... Acel segment în care lucrează. Da. Sau, doi, pur și simplu spune, de ce, dacă cei lanți utilizează așa practic și obțin profituri, de ce noi să nu utilizăm? Și nu sunt pedepsiți. Spre exemplu, da, din asta. Ceea ce cunosc pe persoană. Și în moment, considerăm că această ipoteză este susținută inclusiv și de calcule. Un determinant al plăților neoficiale este anume ineficiența justiției. Deci justiția nu este... Dar dacă vorbim și prin prisma angajatorilor, sunt unii angajatori care nu sunt mulțumiți de faptul că concurenții lor ar activa ilegal, iar ei ar avea contabilitatea albă, cum ați spus, pentru că ei sunt în pierdere atunci. Concurența neloială este factorul care impune pe agenții economici să înceapă și a trece parțial. El a lucrat 5-10 ani legal, a văzut că... Vecinul lui... Da, vecinul și fără a forța careva situații primește același sau mai mare chiar avantaj. Pentru că până la urmă în preț sunt incluse toate aceste cheltuieli, taxele și impozite care sunt contribuțiile achitate. Ați pomenit de faptul că dacă se vor urmări salariile minime, va fi această o inițiativă bună, va avea un impact? Eu, din perspectiva și din ceea ce cunosc, eu aș vrea să văd din ce surse se va mări aceste, statul va mări aceste plăți către cei din sectorul bugetar. Noi și așa suntem în decalaj foarte mare între salariul minim care este în sectorul real și cel care este în bugetar. Și atunci gândiți-vă cum se va, lucrurile astea se vor echilibra, de unde statul va lua banii ca să ajungă la același nivel. Salariul mediu este același pe economie, avem 4.000 și ceva de lei. Acum, dacă mergem pe aceeași schemă pe care o propus la 50-60% din salariul minim să fie din salariul mediu, deci noi trebuie să ajungem circa la 2.000-2.100 de lei. Vă gândiți că acest lucru este posibil într-un salt așa? Nu este posibil lucrul ăsta. În sistemul de salarizare în Republica Moldova care există astăzi, nu e imposibil. Trebuie reformat în genere sistemul de salarizare. Mai este un moment. E reformat. Absolut destructurat în alte criterii, condiții. Și mai departe. Și atunci, dumneavoastră, nu aveți dreptate atunci când spuneți că bugetare. Deci, haideți și în sistemul public tot sunt probleme. Vreți să spuneți că noi am ținut salariile, noi am ținut creșterea salariilor. Dar creșterea salariilor, de fapt, a fost o sursă
Adică un proces de negociere între noi și voi. Eu vreau să spun, la urmă, dacă așa făcut, cum am negociat, așa e ce avem. Dacă ați făcut trimitere la sistemul public, ca să ne, să ne clarificăm. Dar nu vă credeți că cheltuielile administrative în Republica Moldova, adică cei care lucrează în sistemul public, sunt exagerate? Fămâie tot timpul vine și spune, optimizați oameni buni, prea multe ministeri, prea mulți funcționari, prea mulți birocrați, că vă cer un certificat, a doua, a treia, a patru, și așa mai departe. Deci, haideți să ne uităm unde... Haideți... Asta nu depinde de noi. Așa. Noi suntem mediul de afaceri. Cum? Da, depinde de societatea civilă, dacă noi stăcim așa și... Da, nu, este adevărat. Dar dacă vorbim și despre, spre exemplu... Eu mi-am luat o îndrăzneală foarte mare. Este, are o rezervă față de reformele de acest gen. De acest gen. Dar noi, eu am îndrăzneală să spun că nu este prea bine chiar în sistemul public. Începând la prestațiile publice, adică de calitate. Haideți să vedeți câtă birocrație, cât... Când atunci îți ceri, fiindcă ei sunt întreținuți de patroni, de salariați, prin impozit și mai departe, și ei încă vin și să mai cer ceva. Da. Dar rapoartele, deci, Curții de Conturi arată că, spre exemplu, în cazul bugetului încasărilor și în medicină, nu sunt utilizate eficient. Corect. Deci, până la urmă, se încasează, cresc contribuțiile, corect, oamenii plătesc mai mult. Aici dar... trebuie de vorbit despre modul de organizare a utilizării banilor în sectorul public. Ori în acest sector sunt foarte multe rigidități care nu pot... Sunt foarte multe rezerve de care nu permit utilizarea integrală a anumitor fonduri. Exact. Deci, înapoi la economia... Nu, dar asta tot sunt acolo. Deci, după ce soluționăm bine munca nedeclarată în sectorul real al economiei, vor începe să dispară și problemele din sectorul problema bugetar. Dacă, soluționând aceste probleme, atunci ar putea fi și efecte și în direcția reducerii muncii. Sunt un șir de probleme care determină și favorizează munca la negru, de fapt. Deci, încercăm până la urmă, să găsim soluții. Nivelul economiei tenebre, munca la negru, presupunem că este o fațetă, un aspect al economiei tenebre, sunt determinat și de alți factori. Și inclusiv mediul nefavorabil pentru agenții economici, este o condiție importantă care determină companiile să recurgă la astfel de scheme. Uitați-vă ce abordare de fapt. Vreau să aduc în vizorul dumneavoastră hotărârea pe care a fost adoptată de către guvern numărul 477 privind combaterea muncii nedeclarate și salariilor în plic. Este o hotărâre de guvern care poartă caracter pur punitiv. Adică de amenzi și de stabilirea unor sancțiuni. Nu, eu vă spun că așa e caracterul. Nu, eu nu am văzut în ultima perioadă să vii cineva cu niște propuneri de genul facilitării. Băi băieți, pentru faptul că o să treceți dintr-un sector într-altul, o să primiți ceva, ori o să fiți scutiți de ceva. Adică așa o abordare încă nu este. Noi nu avem asemenea abordare. Noi mergem tot pe calea aceea punitivă, cum am și abordat-o până acum, dar cum mai spunea un om învățat, de fiecare dată să faci una și aceeași și să aștepți la alt rezultat, asta e o nebunie. Este vorba doar de pedepsirea business-ului sau putem să stimulăm astfel? Nu, eu cred că și mai principalul este că guvernul atenționează mai mult la depistarea evaziunilor și contracararea lor. Dar nu este nicio soluție pentru business beneficătoare sau cu facilitați careva. De aceea eu am spus că toți businessmanii ar dori să lucreze legal, să nu aibă bătăi de cap că mâine vine inspectorul și îl controlează și trebuie să plătească amenzi, penalități. El mai bine știe că dau ceea ce nu e meu, adică ceea ce trebuie să dau statului, adică am plătit impozitele tot și sunt liber. Și de la controle, și de la diferite. Dacă să vorbim și despre mediul de afaceri, ar fi foarte bine să privim... Nu, eu aș dori... Știm că nu suntem albi și să privim, de exemplu, raportul competenței globale și este un indicator foarte interesant, etica agenților economici. Și, din păcate, la acest indicator, Republica Moldova ocupă una dintre ultimele poziții, adică cultura, nici mediu de afaceri. Am lucrul și vreau să-l invoc aici. Încă toți aduc argumente că avem o legislație de un anumit gen, că avem niște condiții care nu sunt favorabile, dar pe care de fapt le recunosc din exterior că sunt favorabile pentru dezvoltarea afacerii.
în regiuni, chiar dintre, poate nu cele mai favorabile, dar din regiuni sunt suficient de favorabile. Dar haideți să ne coborâm acolo, unde se realizează relația de muncă, la unitate, la angajator, să analizăm ce se produce între doi subiecte a relației de muncă. Fie ea declarată sau nedeclarată. Eu o să vin cu exemple din practica noastră cotidiană, din practica inspectorilor de muncă. Deci, în vizor totdeauna au fost, în vizorul inspecției muncii, au fost două subiecte mari în domeniul muncii. În primul rând, condiții nepericuloase și inofensive și, a doilea rând, legalitatea relației de muncă, fiindcă și are consecințele în viitor. Și ați menționat aici colegii... Asupra primeia care ați spus-o. Prima, deci securitatea și sănătatea, sănătatea și integritatea fizică și psihică a salariatului și, a doilea, relația de muncă și consecințele de viitor, pensiile, dacă nu o realizăm într-un mod declarat, într-un mod legal. Deci, un lucru deosebit de complicat pentru inspectorii de muncă reprezintă identificarea și documentarea cazurilor de utilizare a muncii la negru. Toți o cunoaștem că există, dar când vine timp să o documentăm, nu ai cu cine documenta. Da, despre salariatul documentare care... discutăm în câteva clipe, întrerupem pentru o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit, sunteți pe NBC. După dezbaterile aprinse din timpul pauzei, revenim cu replici acum în direct. Domnul Ciloci, dumneavoastră vreau să vă continuați gândul pentru că vorbeați despre documentarea cazurilor. Despre situații în care vine inspectorul și nu poate documenta cazul, deși să știe că la întreprindere respectivă se muncește la negru. Și când vine inspectorul, fiindcă astfel e constituită legislația favorabilă afacerilor, prin legea 131, care reglementează activitățile de control a statului asupra activității de întreprinzător și care spune că un inspector poate să vină în control după 5 zile din momentul din care l-a informat pe angajator că va face controlul. Și absolut ineficientă activitatea inspectorului în asemenea condiții, fiindcă eu ca angajator care cunosc că în 5 zile voi fi controlat de inspector, din ziua din care trebuie să vină inspectorul, nu mai vine nimeni dintre ăștia care sunt la negru, nedeclarați. Avem situații. Noi am avut în 2011 mai mult de 2000 de persoane identificate la negru și documentate, deci încadrate legal în muncă, unde s-au întocmit, chiar în prezența inspectorilor de muncă, angajatorul și cei care munceau la negru, s-au întocmit contractele individuale de muncă. Deci mai mult de 2000 de persoane. În 2012 am avut ușor peste 100, în 2013 292 de persoane. Deci vă dați seama că ăsta e infim în condiția respectivă din efectul pe care îl putem noi realiza în contextul legislației existente. Pe de o parte și pe cealaltă se pune întrebarea, dar de ce să accepte de ambele părți soluția asta? Dar să vă spun și angajatorul o acceptă și salariatul o acceptă. La inspecția muncii vin petiții, circa 3.000 și ceva de petiții pe an. Doar 5% din petițiile care vin invocă relații de muncă nedeclarată. Și doar după ce angajatorul... S-a debarasat de dânsul. Așa spunem. Mai este o frică și în rândul oamenilor chiar care așa spune nu că pot aici să vin să vorbească nu mai este deschis. Chiar atât de tare efectul controlului pe care îl imprimă inspectoratul de stat. Să aplică sancțiuni, da, legislația a fost modificată, s-au majorat într-un fel sancțiunile, dar iarăși revin la faptul că ca să aplici sancțiunea trebuie să constați contravenție. Da. Dar să constați contravenția doar prezumând că acolo există muncă nedeclarată, nu poți. Fără iarăși, dovezi, da. Absolut corect. Da, revenim la faptul că oamenii nu vor să depună dovezi absolut pentru că corect. Le este frică că își vor pierde locul de muncă, iarăși care revenim, este greu de găsit. Iarăși revenim la motivele care... inițiale, că sunt motivați. Angajatorii, pe de-o parte, că obțin o forță de muncă ieftină, salariații, pe cealaltă parte, că obțin la moment niște venituri care nu sunt impozitate și pentru ei de sunt fapt, niște bani. Mai scumpă forță. Da, domnul Ciloci, dumneavoastră doar cunoașteți cazul când salariații oficial sunt cel puțin două cazuri la o carieră de piatră. Când... Deci sunt 35%. Da, și acum, da, ei vin și scriu.
Însă cel mai interesant că e declară că, uite, nu mai vreau să muncesc la negru, vreau contract individual de muncă, vreau să fiu asigurat. Și ce se întâmplă după asta? Deci sunt, avem și aici practici și vă pot demonstra. Păi asta eu vreau să ascult. Ce s-a întâmplat mai departe? Se legalizează, domnilor, se legalizează relația de muncă, după care angajatorul creează tot felul de condiții ca să scape de salariați de genul ăsta. Deci, iarăși, deci, până la urmă, nu are suficientă protecție angajatul. Dacă este atât de ușor, domnilor, să te debarasezi de el. Într-o relație de muncă, oricând poți să găsești, să motivezi dorința de a înceta relația de muncă cu tare sau cu tare salariat. Oricând poți să găsești, forme legale. Deci, poftim? Sunt și alte cazuri. Sunt și cazuri când instanța îi repune și se regăsesc pe urmă la întreprindere, chiar în coridor, stau la un birou sau lângă o fereastră, spartă, deci, că acolo e determinat angajatorul. Dacă vorbim, dacă vorbim la general, persistă, cum a spus și domnul moderator, persistă teama omului. Deci până când și era mult, am discutat că adică, de ce e pedepsit sancțiunile, adică se aplică contra angajatorului și de ce nu angajatul care participă la evaziune fiscală. El dă acord și mai departe. Deci, noi am revenit din situație, totuși, angajatorul este cel care dictează situația. Angajatul, până când este, da, e dominant. Și nu trebuie să-l punem pe bietul om să mai plătească și amendă, că el a vrut astăzi să mănânce cu ziua, a lucrat. Și a, a lucrat la negru, trebuie să fie pedepsit. Evident, aici este important de înțeles de ce, de multe ori, angajatorul este impus să facă așa situație. Adică, de multe ori, el este impus, luând în considerație condițiile în care activează el, ori condițiile în care activează mulți agenți. Păi condițiile sunt determinate în legislație. Nu, eu mă refer la faptul că nu sunt toți angajatorii egale. Nu, este o determinat de legislație. Mediul de afaceri este în așa fel în care sunt favorizați anumiți agenți economici care utilizează. Asta e protecționism, monopolism, este altceva, dar angajatorii, adică și ceilalți antreprenorii sunt obligați. Puși în condiții egale. Și domnul Kaminski, condiții egale. Numai unii au o și din acest considerent pentru a obține față de salariați, de economie, de țară, alții au altă atitudine. E drept. Nu, deci, în condițiile în care pe anumite sectoare sunt anumiți agenți economici care utilizează scheme și creează prin această anumite avantaje, respectiv sunt, asta se creează anumite, da, forțează și ceilalți agenți să nu activeze. Și prin acest fel sunt afectați. Noi, problema numai unilateral, că angajatorii sunt cei care dictează condițiile de piață. Eu cunosc situații în care angajații au venit și au solicitat, da, nu vrem să lucrăm, da, oficial. Corect, dar aici sunt și alte. Sorry, dar da? Sunt așa situații. Dar să nu punem toată grămada pe umerii angajatorilor, că nu sunt ei chiar. Nu mai sunt chei de la biserică, dar nici chiar cei dar mai răi. Dar totuși, până la urmă, angajatorul cred că este cel care dictează. Da, ați văzut nu un este adevărat. Eu sincer să vă spun, în cazul ăsta, nu cunosc și practica, practica regională, unde într-adevăr și salariatul se pedepsește pentru așa ceva. Ați văzut un om că vine și spui că eu sunt, vreau să fiu rob, sclav? Eu vreau să muncesc 200 și ore cu un salariu minim? Nu e așa. Nu e așa. Nu există așa. Dacă analizăm. Păi dumneavoastră așa impuneți părerea dumneavoastră, cum mai sunt și unii. Dacă condițiile de fapt se stabilesc în contractul individual de muncă. Dacă nu este contract individual de muncă, tot este o limită normală de muncă și toate celelalte care se... Munca nedeclarată anumică, nu există contract individual de muncă. Omul poate fi apărat. Omul poate adresează judecată. Nu suntem Evu Mediu. Mășeva, contemporan. Și nu se lucrează nimeni 14 sau 24 de ore. Sunt factori care vin într-adevăr din partea angajaților. Și aici asta ar fi inclusiv valorile sau etica angajaților sau lucrătorilor și de multe ori cei care sunt au o educație morală sau o moralitate redusă, poate să inclusiv solicite astfel de practici. Și apropo, un exemplu, dacă apropo această ipoteză la fel a fost testată și da, vă rog, este una plauzibilă în cazul Republicii Moldova. Un exemplu concret de la o firmă de construcție, fără nimic. Puteți să spuneți și numele, nu este un secret. Nu spun pentru că nu se poate așa de spus. Omul mi-a spus cum a fost în realitate directorul. A spus că vine la mine un muncitor și îmi spune că, domn director, știți că vreau la pensie să am pensie bună. Păi, eu cu ce să amestec?
Dumneavoastră îmi dați 4.000 în plic și 4.000 oficial. Lucru greu. El zice, da cum vrei? Dați-mi toți banii, fiindcă iată, mi-a spus un om care de la sindicat, a spus că asta îți ridică pensia, adică cât mai mult oficial se duce corect, în... Da. Contribuție. Da, corect. Corect. Corect, da, el zice corect, că bine, da. Bine, dar să știi că facem tot oficial de el. Da, bine. A doua lună, când vine leafa, îi dă în loc de 8.000 minus toate impozitele, 6.000 și ceva. Deci, da, încă ceva. De, gata. S-au dus contribuțiile. Da, s-au dus toate contribuțiile. Deci, da, știți ce, domn director, dați să întoarcem înapoi. La mie, da, el zice că, da, pentru ce, tu doar vrei pensie bună? Nu, îmi trebuie astăzi să hrănesc familia. Astăzi mi-i trebuie banii ăștia, nu când o fi eu la pensie. Este un cerc. Domnul, păi, asta da. Și este. Vedeți că singur angajatul, singur angajatul vine și spune că eu nu doresc așa, dați mai bine așa. Oare nu există o soluție în aceste situații să fie și taxele plătite și oamenii să aibă un viitor sigur? Un salariu decent. Și cum este în Constituție? Legislații, domnilor, da? mai simplu decât. Din toate părțile. Adică absolut nu numai din partea angajaților, și din partea statului și din partea... Absolut corect. Da. Nu intervine, spre exemplu, dacă faci aluzie la acțiunile de inspecție, nu intervine inspecția muncii acolo unde legea se respectă și nici nu avem mai interes să-l venim. Dar ca reacție la ceea ce ați spus, după care ajunge vârsta de pensionare și de acum în relații cu întreprinderea nu mai este, vine la inspecția muncii și declară, eu am primit astfel de salariu, jumătate în plic, jumătate așa. Acum când solicit de la angajator să-mi certifice salariul pe care l-am avut pentru ca să din sistem de asigurări să obțină pensia, vine în conflict. Domnule, dar păi acceptați asemenea condiții? Aia pentru că nu știem că noi realizăm și o vastă activitate de sensibilizare, de informare și da. Intuiesc eu că emisiunea de azi să fie și o emisiune utilă pentru cei care într-o relație de muncă și pentru salariați și pentru angajatori. Nu e nimic mai simplu decât să respecti legea. Legea e dură, dar e lege. Și atunci funcționează o sumedenie de legea o facem noi. Legea o facem noi, da. Și dacă ar fi din... Mai cu seamă, legea în domeniul muncii se face de ambele părți, de partenerii sociali, să ajunge la un echilibru. Și dacă au ajuns două părți concertante în sistemul ăsta la un echilibru, atunci care e problema? Ce da, am discutat un șir de probleme și un șir de factori care determină. Da, dar n-am menționat un lucru important. Sunt factori fundamentali care determină inclusiv salariul implic. Acestea se referă la încrederea în democrație și la sistemul de guvernare. Ori atât timp cât aceste lucruri la noi sunt au o calitate joasă, noi vom continua să avem acest fenomen și până la urmă, dacă dorim să avem schimbări, trebuie să schimbăm actul de guvernare și să creăm o democrație autentică. Da, este și asta o soluție, domnilor, pentru că suntem la final. Care ar fi soluțiile ce ar trebui să întreprindă pe de o parte angajatorii, pe de o parte angajații, dar și autoritățile până la urmă? Pe scurt, vă rog, domnul Cioci. Politici care să satisfacă, cum spuneau colegii, morcovul și biciu, adică să faciliteze mediul de afaceri, să-l facă mai condiții mai avantajoase și pe cealaltă parte să pună presiunea sancțiunile așa pe măsura efectelor pe care le are munca nedeclarată. Dacă o greșit, pedepsă. Sunt pedepsele în măsură să schimbe aceste știți, lucruri? În cadrul activității noastre, noi foarte des discutăm aceste subiecte. Foarte des le discutăm. Pe cât sunt ele de proporționale celor devieri care le fac agenții economici. Dar, într-adevăr, în unele sectoare, cum ar fi munca de nedeclarată, noi, într-adevăr, spunem că pedepsele nu sunt de ajuns. Nu sunt de ajuns. Dar totodată noi nu vrem să mergem numai pe cale punitivă. Dați să echilibrăm alea. Pe de o parte, puneți sancțiuni mai drastice, dar totodată creați și condiții egale pentru toți și toți le respecte. Da. Și atunci este ok. Da, domnul Sărcean. Da, profitând de ocazie, vreau să adresez un mesaj către salariați. Oameni buni, nu munciți la negru, fiindcă vă construiți viitorul astăzi. Și dacă astăzi vă bucurați de o clipă foarte care e favorabilă pentru dumneavoastră, asta nu înseamnă că mâine nu o să suferiți. Deci, dar ceea ce ar trebui să facem
și a spus și domnul expert, eu am numit-o mai simplu, stabilitatea politică, deci minus corupție, minus birocrație și tot să lucreze la, în conformitate cu regulile stabilite de legislație. Legea trebuie să fie supremă și trebuie să fie egală pentru toți, și pentru salariat, și pentru angajator. Din partea mediului de afaceri. Din partea mediului de afaceri aș aduce mulțumiri pentru cei care ne înțeleg și mai ales partenerii noștri sociali, dar nu întotdeauna ne susțin din partea guvernului în Comisia Tripartidă sau în dialogul social care este în ziua de astăzi, deoarece noi am organizat și forumul oamenilor de afaceri, unde am arătat 7 piedici pentru business, am pregătit memorandumul de semnare cu guvernul, nimic nu se mișcă. Carul tot este acolo. Da, revenim cu ediție ulterioară și referitor mai multe despre memorandumul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc pentru prezența de astăzi și pentru discuțiile care sper au venit și cu soluții pentru angajatori și angajați. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vreau să vă reamintesc despre pagina noastră oficială nbc.md, unde puteți revedea edițiile anterioare ale talk show-ului, dar și alte știri care vă interesează din business și economie. Noi ne revedem mâine cu începere de la orele 20. Toate bune!